produs sub o formă de mici pastile poroase sau granule, nitratul de amoniu este unul dintre cei mai folosiți fertilizatori din lume. Totodată, nitratul de amoniu este principalul component în cazul multor explozive pentru minerit, atunci când este combinat cu motorină și detonat prin încărcătură explozivă. Pentru ca un dezastru industrial cu nitrat de amoniu să aibă loc, multe lucruri trebuie să decurgă greșit. În mod tragic, asta s-ar fi întâmplat și în cazul exploziei care a devastat orașul Beirut, la data de 4 august 2020. Nitratul de amoniu nu poate arde pe cont propriu. În schimb, se comportă drept o sursă de oxigen care poate accelera combustia, arderea altor materiale. Pentru ca o combustie să aibă loc, oxigenul trebuie să existe. Granulele de nitrat de amoniu oferă o sursă mult mai concentrată de oxigen față de aerul care ne înconjoară. Tocmai de aceea, nitratul de amoniu este eficient în explozivele pentru minerit, acolo unde poate fi folosit alături de petrol și alți combustibili. Totuși, la temperaturi suficient de ridicate, nitratul de amoniu poate începe să se descompună pe cont propriu, într-un mod violent. Acest proces creează gaze, inclusiv vapor de apă și oxizi de azot. Tocmai această eliberare rapidă de gaze produce o explozie. Descompunerea nitratului de amoniu poate fi declanșată dacă o explozie are loc unde este depozitat sau dacă un incendiu puternic izbucnește în apropiere. Cel din urmă a fost cauza exploziei din 2015 din Tianjin, care a ucis 173 de oameni după ce chimicalele inflamabile și nitrat de amoniu au fost depozitate împreună la o fabrică din estul Chinei. Deși nu s-a știut imediat ce anume a cauzat explozia din Beirut, filmările surprinse la momentul incidentului indicau faptul că ar fi fost declanșată de un incendiu, vizibil în zona portului înainte ca explozia să aibă loc. Este destul de dificil ca un incendiu să declanșeze o explozie a nitratului de amoniu. Incendiul ar fi trebuit să fie de durată și să se producă în aceeași zonă în care sunt depozitate granulele de nitrat de amoniu. De asemenea, granulele nu pot fi o sursă pentru incendiu, așa că ar trebui să fie contaminate sau împachetate cu alte materiale inflamabile. În capitala Libanului, în jur de 2700 de tone de nitrat de amoniu ar fi fost păstrate într-un depozit timp de 6 ani, fără măsurile adecvate de siguranță. Acest aspect ar fi contribuit aproape în totalitate la circumstanțele tragice care au rezultat în explozia devastatoare. O explozie de nitrat de amoniu produce cantități masive de oxizi de nitrogen. Dioxidul de azot este un gaz roșiatic și cu miros neplăcut. Imaginile din capitala Libanului au dezvăluit o culoare roșiatică a fumului apărut în urma exploziei. Totodată, oxizii de nitrogen sunt prezenți în aerul poluat din zonele urbane și pot irita sistemul respirator. Astfel, fumul din urma unei astfel de explozie poate prezenta un risc major asupra sănătății locuitorilor din zonă, până când particulele se împrăștie în mod natural, ceea ce ar putea dura câteva zile în funcție de condițiile meteorologice.